Domnul ministru, cât vor fi majorate până la urmă pensiile? Pentru că am văzut că este o dezbatere întreagă între PSD și PNL, partenerii principali de la guvernare, legat de procent, dacă e 10 sau e 15. Majorarea trebuie să fiți convinși că va fi de la 1 ianuarie și va fi de cel puțin 10%. Vrem să ne canalizăm eforturile bugetare, eforturile financiare pentru a face o majorare pentru toți pensionarii care au contribuit în sistemul public de pensii, pentru că așa este normal, dar să folosim o parte din resursele financiare pentru a sprijini până la urmă categoriile vulnerabile, pentru că noi cu toți cetățenii români trebuie să ieșim cât de cât cu bine din această iarnă, care se anunță una foarte grea, nu numai în România, ci întreg la România. Și v-am auzit astăzi la postul central de televiziune, spuneați și de un ajutor, pe lângă această majorare, niște bani în plus pentru cei cu pensiile mici. Exact asta ce am spus acum, sprijinul pentru categoriile de cetățeni vulnerabile. Avem mai multe variante, câteva din ele au fost puse în practică deja în acest an, cu primul pachet social, cu următoarele pachete sprijin pentru România. E posibil tot un 700 sau cât a fost? Nu vreau să dau cifre, rămân la fel de echilibrat, nu vreau să dau cifre pe care ulterior să nu le respectăm, nu vreau să trezesc speranțe pe care ulterior să nu le respectăm și să ne dezamăgim. Ceea ce vreau să asigur că în continuare vom fi proactivi cum am fost și acum, pentru că este obligația noastră. Declarațiile noastre sunt susținute și de Ministrul Finanțelor și de liderii PSD? Niciodată nu o să-mi permis să fac o declarație despre cetățeni care au nevoie în acest timp de sprijinul guvernului, care să nu fie susținute și politic și de cifre. Mediul de business va avea parte în 2023 de o plafonare a prețurilor la energie, așa cum a anunțat președintele Camerei de Comerț? Da, este această discuție. Noi avem propunerea PSD pusă pe masa de dialog cu coaliției. Am făcut acea propunere la 1,3-1,4 lei. Mediul de business va avea și din partea fiind Ministrul Muncii și din partea Ministerului Muncii sprijin în continuare pentru apărarea locurilor de muncă prin încheierea de noi convenții pentru tinerii mici și șomerii de lungă durată. Am accesat recent încă două proiecte pe fonduri europene de 57 de milioane de euro, care vin exact în această idee, pentru că până la urmă toți suntem conștienți că cea mai bună protecție socială este existența unui loc de muncă. Și acum vreo câteva luni era un singur nebun în toată politica la nivel național și în toată administrația publică la nivel național care purta un tricou pe el cu tăiat cei 9%. Toată lumea îi spunea că ești nebun, că nu se poate renegocia. Ei, se pare că nebunul din acel moment a avut dreptate. Se renegociază sau s-a renegociat acel procent pentru pensii. Este o nedreptate pentru... Ce s-a întâmplat? Cum de s-a reușit asta? Toată lumea spunea, tot ce înseamnă lideri politici, toți spuneau că nu se poate. Inclusiv de pe la voi, nu prea, de pe la PSD. Nu erau chiar toți încrezători că se poate renegocia. Eu am avut și am în continuare încredere în acest demers. Era o măsură nedreaptă pentru cetățenii români. Mi-am căutat cu tenacitate susținători, în primul rând și în primul rând în liderul partidului din care fac parte, Marcel Ciolacu, și cred că s-a văzut cum a susținut necondiționat. Au contat și acele vizitele dumneavoastră la nivel extern? Pentru că ați fost în vreo câteva țări și ați discutat. Cu siguranță a contat susținerea familiei social-democrate la nivel de Uniunea Europeană. Eu am întâlnit în mai multe țări cu ei. Marcel Ciolacu a fost la congresul lor la Berlin, eu eram în altă țară atunci plecat, cu sindicatele europene, cu sindicatele din țară. A contat fiecare om care a trimis Comisiei Europene, sindicatele la nivel european, vreau să vă spun, sunt amic, chiar prieten foarte bun, pot să spun, cu secretarul general Etuc, care înseamnă liderul sindicatelor europene la nivel european. Am rămas prieten în 2019, când România a avut președinția Consiliului Europene și a trimis o scrisoare oficială către Comisia Europeană în susținerea mea încă din februarie 2020. Noi am avut aceste discuții, eu am plecat cu aceste discuții din noiembrie anul trecut, de când am ajuns și am avut onoarea și am onoarea să fiu pentru a doua oară ministru într-un guvern al României. Nu cred că a trecut poate vreo zi de când sunt de doua oară ministru să nu vorbesc de acest lucru. Am avut susținerea, repet, a întregului Partid Social Democrat și a liderului partidului. Am căutat susținere, în primul și în primul rând, la sindicatele europene și la comisarul pe muncă, domnul Nicolae Smit, pe care l-am adus și în România, după care am încercat în țările unde am mers să discut în primul rând cu miniștrii de acolo, să studiez legislația lor națională, să studiez PNRR-urile din alte țări. Nu am găsit nicăieri, nici într-un stat membru, nici în legislația lor, nici în PNRR, o asemenea prevedere nedreaptă,
în prevedere, care este nedreaptă și îmi susțin acest lucru pentru cetățenii români, pentru că e condamnat la sărăcie până în 2070. Nu existau nicio analiză în spate, nicio motivare, nici din punct de vedere economic și nici social nu exista în spatele acelui proiect. Și acum avem bani să creștem peste acel procent de 9 virgulă? Problema este pe două direcții. Una financiară, care trebuie pentru a crește veniturile populației, dar una este de dreptate socială care trebuie făcută în România, bineînțeles că are și o componentă financiară, dar dreptatea socială care trebuie făcută în România privind sistemul de pensie este rezolvarea inechităților. Ori rezolvarea inechităților în interiorul acelui procent era practic imposibilă.